Deci, bună seara, am revenit din nou și vă mulțumesc pentru fiecare, fiecare participant din partea care sunteți pe canalul meu de YouTube. Nu mai carne dinată. Ca să înțelegi, nu mai întreba. Carne dinată. Da, carne dinată. Deci, vedeți alături de prietenii mei care au venit aici, acum facem grătarul și puțin mai târziu avem ceva extraordinar care vrem să vă arătăm. Și mâncăm de azi dimineață de la ora 9. Deci ia uitați ce vreau să vă arătăm, facem un foc aici de tabără, suntem cu doamna Olga aici. Vedeți cât de bine arată și aceste felinare. Abonați la Petruț de la Moroieni. În număr cât mai mare și aici facem un foc de tabără până dimineață, bucătare, cum se zice, chiar cu toate că nu sunteți și voi odihniți, dar dar sper să vă simțiți din suflet, să vă simțiți bine. Aici s-a lăsat răcoare, dar bucătarul tot în pantaloni scurți, în fustă mini. Dimineața cum am fost? În pantalon de training? Da, ați plecat de dimineață. Băgă sare. Uite bucătare și voi ați venit cu de toate și noi, uite, suntem aici prezenți și mă bucur că veniți și că pot să le arăt și la prietenii noștri. Și venim întotdeauna pe Petruț aici. Și mă bucur că pot să le arăt la prietenii și ai mei și cei care s-au abonat acum, cât de bine vă primesc aici și cât de bine sunteți. O ducem bine. Deci în grătare puțin mai târziu focul de tabără și de ce nu intrăm puțin la butoiul. Intrăm la butoi, că n-avem ce să facem bucătare. Unde intrăm, la ce butoi? Mă scuzați, n-am vrut să zic. Aici pe cu, prinde-le pe cu, că nu e. Am zis butoi, n-am vrut să zic butoi. Și ce la butoi. Am crezut că să nu zică nevasta ceva, că intrăm la butoi. În butoi intrăm. Intrăm în butoi? Ia, uitați aici, cine-i bucătar de meserie știe. Intrăm la butoi, Aline. Trebuie să intrăm la butoi după aceea. Originalii. Campionii. Șatra de la Strehaia au plecat la Sinaia. Iată, la prima oră am venit cu șatra. Am revenit la voi, uite că am dat deja drumul la foc. Aici la focul de tabără, urmează să o ia în curând. Aici avem grătarul pus, trebuie să dăm cu apă, puțin apă. Ia ziceți, patroane, cum vă simțiți aici, la noi? Eu zic să plecăm de mâine, că Aradul ne face mai rău. Mai burdușeni. Mai burdușeni. Că a venit atâta drum, mare, că mâncăm, că bem. Da. Să ne distrăm aici la Sinaia. Și duminică și tot mergem luni acasă. Patroane, în 4 zile ne facem bucătărie. Patroane, vă place aici la noi? Vă place aici, ce mâncăm, ce bem. Unde mai găsim așa ceva? Dacă mâncăm aici la Nearadu, ne facem încă o dată. Vă face Nearadu burdușe. S-a cheltuit omul numai câte a luat 10 sarge. Ia uitați cât de bine arată preparatele aici. Vă mulțumesc că sunteți un număr mare pe canalul meu de YouTube și vă aștept în continuare. Leuțul se joacă la foc. Am făcut pregăteală, patroană, am făcut-vă și vă așteptăm. Și azi am băut cea mai șmecheră băutură posibilă de la Pirat. Ai băut Alin? Nu ne-am învățat, am băut două sticle de alea. A băut Alin și n-a băut niciodată el. Pirații din Caraibe au băut bucătarul. Haideți să căutăm, să aprindem, să o ia mai bine. M-a luat-o doar prin unele părți. Dar Alin ai băut și n-ai băut tu niciodată. Nu mai știe nici românește, nici țigănește. Alin, patroană, a băut două sticle de rom. A avut ca lângă el să nu mă vedea, i-a plăcut. Dar rom a limbă. Dacă i-a făcut, a fost o măsură. Ia auzi ce... Alin!
Și tu, Pătru, ce mai zici? Uite, mă bucur că m-am apucat și de canalul de YouTube, m-am apucat de canalul ăsta de YouTube și o să mă țin de treabă și le mulțumesc tuturor că s-au abonat în număr mare pe canalul meu de YouTube. La oameni, că te urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult, patronul, pentru tot... Și urmăresc de acum înainte că ești primul patronul de la țară. Vă mulțumesc pentru numărul mare de abonați. De abonați, să-ți arată că ești banii, că te urmăresc, că ești primul meu. Da, și că fac lucruri frumoase aici la, la munte. Vedeți cât de bine ne simțim și ne distrăm alături de... Venim aici, în petrecere, venim aici. E frumos aici. Ne simțim bine și plus de asta că avem aer curat, avem de toate. Se lumineze, da, da, grătarul este forță, de asta ne... Ce face Aline să se încurcă limba în gură? Da, de romare. Are de către reine. Romeo, băul Roma. Reine același film, de mă gădoam. Auzi, ține și beba, filmează pe canalul meu, cum o spune, o să mă duc eu să aduc niște cartoane. Iar și la limba în gură. Da. Auzi, mă filmează și mie focul. Ca să, auzi? Pune și mie niște, auzi? Filmează și mie. Ține și mie, filmează la foc. M-am gândit drumul becul, Cătălire, gata. Dar la foc până vine să aduc niște alea, da? Ține-le așa sau ține cum poți. Da, pornește și becul, e drumul becul. A, păi nu oprește. Leuțu, vino încoa. Filmează și lui Petru, filmează și lui. Bună seara! Aici, filmează focul. Aici la focul de tabără. Asta e telefonul Petrus la mine. Suntem la focul de tabără. Stăm toată noaptea. Da, să vină cu avinul să vadă și prietenii lui patronul ce mai ceva. Suntem la focul de tabără. Nu, s-a foc, s-a prinde focul. O să îmbrac fetele acum țigănci să se vârtească pe lângă foc. Da, da, da. Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Petrus de la Moroieni. Prieteni, astăzi sărbătorim. Aniversăm 1000 de abonați. Am făcut 1000 de abonați, vă mulțumim tuturor din suflet. Vă mulțumesc și eu că ați venit. Vă așteptăm în continuare să vă abonați, să vedeți. Să vedeți multe surprize frumoase pe canalul lui Petrus. Da, de la Sinaia. Prieteni, astăzi am stat, am mâncat, am băut, ne-am simțit minunat. Mă bucur și vă aștept în orice zi. La eu beau prima Petru. Dată din șampanie. La mulți ani, Olga! Bine ați venit, bine ați venit! La mulți ani, Petrus, prieteni, mă mulțumim! La mulți ani și vouă și bine ați venit! La mulți ani, Petrus! La mulți ani! Să-ți meargă canalul! Mulțumesc frumos, doamnă! Hai noroc, Doamne ajută tuturor! Cine se abonează la Petrus? Noroc, bucătare, noroc, Olga! Petrus, Petru, ai pahar! Îmi iau și pahar imediat! Dă-i noroc cu lumea, dă-i noroc! Haide! Sănătate! Haide! Așa! Noroc, noroc, noroc! Și cu dumneavoastră! Noroc cu tuniță, Doamne ajută! Patroană! Să trăiești! Bravo! Mulțumim că v-ați abonat la Petrus, că bune chiar este un lucru minunat! Hai, bă! Este un om minunat, ne-a primit aici foarte frumos, ne-a servit, îi mulțumim și la domnul Radu că mereu ne-a invitat la el, este și rândul nostru să vină și la noi. Chiar, deci jur că n-am cuvinte să vă descriu cum ne-am simțit, cum mereu arătăm. Domnul Radu, doamna Andreea, ne-am simțit. Aline, pune șampanie numai. Le mulțumim dacă vă primire, doamna Andreea și domnului Radu, deci chiar ne-am simțit bestial. Bucătare, zi câteva cuvinte, cum te-ai simțit aici? Ne-am simțit extraordinar, Petruț, aici a fost super de-am distanță. Bună seara și bine ați revenit din nou la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruț de la Moroieni, așa cum mă puteți găsi pe canalul meu de YouTube Petruț de la Moroieni. I-am lăsat pe băieți afară să încă să petreacă, așa că în tot acest timp ei cât mai stau și mai petrec și au muzică și cu siguranță se simt foarte bine. Vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare de abonați care datorită patroanei de la Strehaia și bucătarului și lui Alin am reușit să ating și eu pragul de 1000 de abonați și vreau să vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru și sper ca fiecare vlog să mă urmăriți pentru a vedea
o grămadă de lucruri interesante de aici din, din Moroen, având în vedere pentru cei care v-ați abonat acum recent, o să fac o mică recapitulare. Cei care nu știați, aici în zona la noi, la Moroen, este zonă turistică, suntem la țară, ne despart doar foarte puțini kilometri de Sinaia. Eu lucrez la Târgoviște și am un serviciu foarte bun de care sunt foarte mulțumit și acolo Târgoviște este un oraș care, să știți că s-a dezvoltat foarte mult din multe puncte de vedere și timp de 8 ore pe acolo îmi petrec majoritatea timpului și încerc totodată în afară de comuna de aici, de la Moroeni, unde sunt mai multe activități de făcut. Încerc să promovez ușor, ușor și acel minunat oraș care, v-am spus, s-a dezvoltat foarte mult și mă bucur că lucrez într-un oraș așa de bine dezvoltat. Iar când vin, îmi petrec majoritatea timpului aici, alături de familie și de prietenii mei dragi. Deci ați văzut astăzi cât de bine au fost primiți bucătarul și familia lui. Deci chiar am avut de toate. Prietenul meu i-a primit aici foarte bine. Sunt prieteni, se cunosc de foarte mult timp și așa, să știți că este bine. Cei de la Sârhaia sunt niște oameni minunați și le mulțumesc pentru tot evenimentul desfășurat, pentru că m-au ajutat să fac și eu această promovare pe canalul meu de YouTube și de ce nu, eu pot să vă arăt o grămadă de lucruri interesante de aici din comună, din Moroeni, având în vedere că v-am spus că este o zonă turistică și aici în comună la noi s-a dezvoltat și comuna aceasta, să știți, foarte mult. Mă veți vedea acum zi de zi și toate activitățile, fie în timpul serviciului, fie și când voi sosi acasă, vă voi arăta și vouă cu mare drag și cu mare plăcere toate lucrurile frumoase care le fac alături de oamenii dragi. Vă mulțumesc că am văzut că m-ați salutat și din alte țări. Știu cu dorul de casă, probabil își spune cuvântul, și o să mă duc să filmez prin România, pentru că România merită promovată la maxim, pentru că sunt o grămadă de lucruri frumoase și interesante de văzut în această țară, dacă noi ca și românii știm să promovăm aceste zone. Totodată, de la început a fost ideea lui Cătălin de la Sârhaia să fac acest canal de YouTube, pentru că a zis că este foarte frumos cât de bine primim oamenii și este păcat să nu vadă și restul lumii câte lucruri interesante le puteți găsi aici în zonă, a vă relaxa, fie cu familia, fie cu prietenii sau cu cei dragi vouă. Deci, din punct de vedere, vă pot fi și chiar ghid turistic, pentru că există o grămadă de locuri interesante și frumoase, v-am spus, de vizitat. Nu mă așteptam să creștem așa de repede, dar vă mulțumesc pentru fiecare like în parte, pentru fiecare share și pentru fiecare om care v-ați abonat în parte. Eu vă salut cu respect, să știți că sunt un om ambițios, sunt un om luptător și în primul rând sunt un om foarte deschis și sunt un om care îmi place să comunic și să cunosc persoane noi. Deci v-am spus câteva lucruri despre mine. Mă scuzați, mă sunase cineva, deci una peste alta, mă bucur că v-a plăcut toate aceste lucruri și mâine vor urma mult mai multe lucruri interesante alături de acești oameni minunați și vor fi evenimente pe parcursul acestui weekend o grămadă, așa că o să vedeți și voi cum se distrează prietenii noștri aici și cât de bine se simt aici în comuna noastră dragă și frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase, vă doresc multă sănătate, vă doresc toate cele bune în continuare. Vă mulțumesc pentru fiecare like în parte, pentru fiecare abonat și de mâine o să vedeți lucruri interesante și frumoase și cred că nu o să regretați nici o secundă că v-ați abonat pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroeni, pentru că v-am zis, vă aștept și pe voi care doriți să vizitați locurile și zonele noastre dragi. Una peste alta, vă doresc toate cele bune. Noi o să continuăm petrecerea. O să vă doresc o seară minunată să aveți, la revedere și ne vom revedea mâine cu alte lucruri și chestii interesante de aici, de la munte, alături de prietenii noștri. Seară bună, la revedere!